creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Emisiune realizată cu sprijinul Mitropoliei Ardealului, Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia. Viața monahală ortodoxă de pe Valea Gurghiului din județul Mureș se întinde pe o perioadă destul de îndelungată. Urmele ei le putem găsi încă din secolul al XIV-lea, când la Cașva exista o mănăstire, cel puțin, așa spun datele istorice. Și această mănăstire era clădită din piatră, lucru destul de neobișnuit pentru românii ardeleni, care erau obligați de stăpânirea maghiară de atunci să-și construiască bisericile doar din lemn. Mănăstirea au fost și la Hodac, Orșova și Solovăstru, existența lor fiind însemnată pe unele documente din secolul al XVIII-lea. Aici, în acest loc, în Valea Gurghiului, a prins foarte bine ideea de creștinătate și, pe urmă, și ideea de mănăstire. Sigur că așa au fost vremurile și istoria. Nu s-a putut de la început să se construiască biserici în fiecare localitate, pentru că localitățile au început să fie stăpânite. La Gurghiu s-a făcut o cetate, acolo a fost o anumită stăpânire care era de o anumită religie, să zicem, și care nu era ortodoxă. Și atunci nu s-a putut fix în centru văii, dar s-a construit la Cașva, așa cum ai spus, s-a construit la Odac, în hotarul Odacului cu Ibănești, acolo a fost mănăstirea Odacului, celebră deja, de care au rămas scrieri, multe documente, la Orșova și la Capul Dealului. Deci Capul Dealului aici, între Solovăstru și Sânioara, acolo, în capătul din jos al Solovăstrului. Nu departe de Gurghiu, în secolul al XVIII-lea, activau încă cel puțin trei mănăstiri ortodoxe, la Chiheru de Sus, Chiheru de Jos și Urisiu de Sus. Acestea, împreună cu cele de pe Valea Gurghiului, pe care le-am amintit anterior, aveau legături foarte strânse între ele. Cu toate acestea, sfârșitul lor a fost dramatic, pecetluit de curtea de la Viena. Aș aminti modul în care autoritățile au considerat că acțiunea lui Bukov trebuie să fie una dură, destructivă. Se puncta astfel într-un raport din anul 1761, înaintat cancelarii aulice, următoarele. Înnoirile și excesele lui Sofronie cresc zilnic și reclamă din zi în zi atenție din ce în ce mai mare. Lui se îngăduie orice. De aceea, toți credem la sigur că această scânteie ce a izbunit sub pretextul religiunii se va preface în foc mare. Teama de acest foc mare, care era punctat în această adresă către Cancelarea Aulică, a determinat cu siguranță măsura dură luată de autoritățile timpului, anume mănăstirile de lemn să fie arse, iar cele de piatră să fie distruse. Revenind la arealul județului Mureș, putem spune că la momentul venirii lui Bukov în țară și a implicării acestuia în distrugerea acestui mod de viață, viața mănăstirească din județul Mureș cunoscuse și cunoșteau dezvoltare deosebită. Campania generalului austriac Adolf von Bukov a fost una destul de puternică și foarte rapidă. În jur de 200 de biserici și mănăstiri au fost atunci arse sau dărâmate cu tunurile. Cu toate acestea, ardelenii nu au cedat atât de ușor. Atât monahii cât și sătenii au încercat să țină piept presiunii exercitate fie direct prin distrugerea locașurilor de cult, fie prin trecerea forțată la Biserica Unită cu Roma. Mănăstirea de la Chiheriul de Sus și mănăstirea de la Chiheriul de Jos. Două așezăminte românești, ortodoxe, situate pe area județului Mureș. Interesante sunt informațiile despre prima mănăstire, cea de la Chiheriul de Sus, a cărei biserică de lemn, care purta hramul Sfântul Nicolae, a fost mutată în anul 1852 în localitatea Nădașa. O să reîntâlnim foarte des aceste translări de biserici. Ia că dacă eram obișnuiți doar în perioada comunistă să vedem ingenuitatea unor ingineri români care au reușit în fața tăvăgului comunist să salveze adevărate bijuterii ale vieții noastre bisericești
și în secolele anterioare, românii, pentru a păstra măcar dintr-o fostă mănăstire centrul sau esența așezământului monahal, mutau biserica. Cum s-a reușit și cu biserica mănăstirii de la Chihericul de Sus, să fie mutată într-o altă localitate, servind mai departe scopului pentru care a fost întemeiat, pentru că, în esență, asta este, de fapt, biserica percepută ca entitate vie în inima credincioșilor, dincolo de sacralitatea spațiului, ea trebuie să fie prezentă unde este comunitatea, iar locutorii nu s-au putut dezlipi de biserica mănăstirilor și au mutat-o într-o localitate din apropiere. Biserica a fost construită la începutul secolului al XVII-lea, mai ales că mai multe inscripții incizate în bârnele monumentului istoric datează această perioadă. Și aici regăsim interesat faptul că în anul 1753 mănăstirea a fost locuită de către Călugăriții Unite, însă mai târziu, într-o conscripție a lui Atanasie Repnic din anul 1765, arată că această mănăstire și bunurile lor au fost ocupate de către sătenii ortodoxi. Vedem că unde nu au reușit reprezentanții vieții monahale să-și impună, ar fi forțat să spunem autoritatea, să-și impună dragostea și credința în ceea ce i-au crezut, ceilalți reprezentanți, dacă vreți, credinciosul de rând. Și el, cum frumos spunem noi în dogmatică, membri ale trupului lui Hristos, care este biserica, sătenii nu au lăsat de această dată ca această mănăstire să rămână în arealul sau în prisma Bisericii Unite. Avem foarte multe informații despre o viață mănăstirească aici. Se amintește, de exemplu, în anul 1737 despre existența chiliilor, fapt care atestă că această mănăstire a existat și înainte, deoarece pe lângă chilii urma să fie reclădită și o biserică. Mai mult decât atâta, izvoarele respective vorbesc și despre existența unei școli în mănăstirea respectivă. Și ceea ce este fascinant pentru județul Mureș este că o să regăsim foarte multe școli. Școli în percepția de atunci a timpului, unde călugării învățau pe copiii sătenilor cunoștințe sumare de scris și citit sau, de multe ori, apărea și termenul de dascăl. Acum, nu trebuie neapărat înțeles termenul de dascăl în percepția de cântăreț neapărat la strană, cum se păstrează chiar și astăzi în unele zone ale Ardealului, dascălul putând fi cel care avea suficiente cunoștințe pentru a transmite mai departe tinerilor, copiilor de țărani din zonă, cunoștințe sumare, după cum spuneam, de scris, citit și așa mai departe. Avem aici un dascăl Grigorie, care avea în grijă școala instalată la mănăstire, deschisă tuturor copiilor, veniți nu neapărat din Chiheriul de Jos, dar ci din satele limitrofe. Mănăstirea mai funcționa în anul 1779, deci ia către la 18 ani, 20 de ani aproape după mișcarea lui Bukov, neștiind dacă era mănăstire sau doar se mai păstra școala din această mănăstire. Tradiția și toponomia mai consemna în a doua jumătate a secolului al XIX-lea existența unui loc numit La Mănăstire, iar între localitățile Simbriaș și Chiheriul de Jos se păstrează până în ziua de astăzi sintagma odinioară au locuit aici călugării români. Evident, prin călugări români înțelegem călugării ortodoxi, călugări care au păstrat nezdruncinat această legătură cu trecutul și au transmis-o mai departe. În acele timpuri, călugării erau cei care învățau pe români carte. Mănăstirile au fost astfel primele școli. Și tot reprezentanții vieții monahale ortodoxe au fost și cei care s-au aflat în fruntea luptei pentru păstrarea credinței străbune și a limbii române. În timp ce la mănăstirea Cașva de pe Valea Gurghiului, starețul mănăstirii Isaia a murit ca un martir fiind spânzurat de armata lui Bukov, la Orșova și Solovăstru nu mai avem date despre viețuitorii mănăstirilor. Cunoscutul cercetător Ștefan Meteș scria în lucrarea sa Mănăstirile românești din Transilvania și Ungaria că la Orșova, județul Mureș, citez, a dăinuit aici până la 1800 o mănăstire pe lângă care funcționa și școala. Am încheiat citatul. Era vorba de o mănăstire ortodoxă. Atât Orșova cât și Solovăstru erau zone intens populate datorită zăcămintelor de sare. Aceste două locuri, Solovăstru și Orșova,
un sat din Solovăstru are băi sărate, Jabenița. La Jabenița-s băi sărate. La Orșova, din nou, sarea e la suprafață. Deci, nu se poate. Oamenii, cât au fost ei de primitivi, totuși au mâncat sărat. Lucrurile cu sare au fost căutate de lume. Nu au rămas numai pentru oamenii care au fost acolo. Nu oamenii din Jabeniță au făcut băile. Au fost mină de sare făcută de romani acolo. Dincolo la... încă nu s-au descoperit. Dar și la Orșova, între Orșova și Gurghiu, acolo sarea e la suprafață. Și acolo, imposibil să nu fi fost o exploatare de sare, în afară de fântânile de murătoare care le cunoaștem noi până ziua de azi. Așa că în astea două locuri de care vorbim, de Solovăsul și de Orșova, se justifică o dezvoltare monahală, să spunem așa, se justifică aproape mai bine decât la Hodac, pentru că e mult mai accesibil locul și probabil că acolo au venit oameni și din alte părți. Despre mănăstirea de la Orșova se vorbește în tradiția populară, mai mult că în scris puține date avem, se vorbește că a rezistat locul, s-a cunoscut și toate până pe la 1800. Mai are rost să continui să merg pe o cale pe care nimeni nu mai vrea să meargă? Știu că te sufocă gândul de a părăsi ceea ce abia ai început, de a te lepăda de Domnul chiar înainte de a-L fi cunoscut. Dar tu să nu te simți singur niciodată. Nici măcar o clipă să nu crezi că în fața ispitelor tu ești singur. Un singur lucru poate să-l facă omul absolut singur: să păcătuiască. Orice altceva are împreună lucrător pe Iisus Hristos, până și ezitarea noastră, incertitudinea noastră, în fața unei dragoste ce îmbrățișează totul. Sunt multe ispite în cale și nu știu dacă le voi putea birui, Părinte. Dumnezeu nu ispitește, ci doar invită. El știe că se lovește des de nepăsare sau de refuz, dar totuși invită. Învață să accepți, învață să ai răbdare, învață să cauți lumina în întunericul acestei lumi. Pe zi ce trece va fi tot mai dificil, căci înrăirea va cuprinde pe tot mai mulți. Credeți că vom putea rezista, Părinte, aici la mănăstire? Pericolele sunt tot mai mari. Mulți sfinți din vremurile trecute ar fi dorit să trăiască în vremurile noastre ca să se nevoiască, ca să rabde ispitele ce le suferim noi acum. Dar dacă tu ai fost adus pe lume exact în acest timp, înseamnă că poți răbda tot ce se întâmplă în jurul tău. Vezi bine că puțini sfinți ce mai avem sunt chemați în ceruri de Dumnezeu. Rămânem tot mai singuri, tot mai predispuși păcatului. Dar atâta timp cât ne mai putem ruga, încă mai avem liturghia, cât timp mai putem iubi și ierta, nu o să ne pierdem credința pe care o avem. Ca orice oameni, și monahii și cei care îmbrățișează calea credinței, calea lui Iisus Hristos, își pun întrebări și au îndoielile și fricile lor. Cu atât mai mult, în acea perioadă de secol XVIII, într-o Transilvanie în care a fi ortodox însemna să fii în afara legii, umilit, izgonit, torturat și uneori chiar omorât. Ce le-a dat putere să meargă mai departe a fost mila lui Dumnezeu, care i-a întărit. Românii ortodoxi erau conștienți de puterea mare a Euharistiei, a împărtășirii cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Atunci când ești cu Hristos, nu-ți mai este teamă de nimic. Modelul de săvârșit este Mântuitorul Iisus Hristos. Nu trebuie să găsim modele de comparație decât în modul de săvârșit la Mântuitorul Iisus Hristos. Învățați-vă de la mine, spune Domnul, pentru că eu sunt blând și smerit cu inima și numai așa veți avea pace în sufletele voastre. Dar totodată modele noi găsim în toată viața Bisericii, în toată învățătura pe care o extragem din Sfânta Scriptură și din viețile Sfinților,
Peste tot găsim modele de smerenie desăvârșite, modele de viețuire în Hristos și cu Hristos. Apostolul Pavel spune la un moment dat, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Răspuns sau urmare a acestei realități, având în vedere faptul că Hristos trăiește în mine și atunci, odată ce Hristos este în mine, nimic rău nu mi se poate întâmpla, Sfântul Siloan Atonitul va ajunge să spună, ține mintea în iad și nu desnădăjdui. Iată unde ne poate duce dragostea de Hristos, smerenia și unirea desăvârșită în cel mai înalt grad cu Dumnezeu. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși cum sângele Tău. Deci mă rog, Ție miluiește-mă și iartă mie greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele cu cuvântul, cele cu știință, cu neștiință. Și nu mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine Tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește. Că nu voi spune vrăjmașuri tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămădurea sufletului și a trupului. Amin. În Scriptură spune, plata păcatului e moartea. Conștiința mea îmi spune că dintre păcătoși cel din tine sunt eu. Și iată prima minune, că Dumnezeu mă ține în viață, deși ar trebui să mă omoare, să mă pedepsească cu moartea, că sunt păcătos. Îmi dă mie o îngăduință, pentru că nu e o vrednicie a celui care se împărtășește, nici a preotului care dă dezlegare, ci este o chemare a Lui Hristos, o îngăduință a Lui pentru fiecare dintre noi, ca să ne căutăm cât mai multe prilejuri de acestea, de a ne apropia de El, de a ne împărtăși cu El. Și atunci, la fiecare liturghie, chiar dacă nu mă împărtășesc, când ascult cuvântul Lui, îl înțeleg, când știu că când se face prefacerea darurilor și eu mă rog, Doamne, să vină Duhul Sfânt peste noi, că așa spunem, nu numai peste dar, peste noi și peste aceste daruri. Și să fiu prins și eu, să fiu cuprins și eu în acest trup tainic al Domnului, Biserica lui Hristos. Binecuvintează moștenirea Ta. Venind la biserică și ducându-te acasă și încercând să fii în lume om al lumii și în biserică om al bisericii, îți dai seama că undeva ceva nu merge. Tu trădezi, ești trădător. Și încerci să revii. Și cel care ține legătura între Hristos și credincios este duhovnicul. Aici este marea taină. Dacă noi nu avem un sfătuitor, dacă nu avem un medic duhovnicesc care să ne ajute pe noi ori de câte ori cădem, pentru că cădem de mai multe ori, pe zi sau pe secundă, dar să ne ridicăm de fiecare dată, să nu ne complace, să nu ne lăsăm afundați în mocirla păcatului. Pentru că starea aceea de murdărie fizică pe care o vedem în momentul în care am călcat în noroi, e mult mai dureroasă când ea este o stare spirituală de împătimire, să devii rob păcatului. Și atunci, încercând să ne facem un ritm, am vorbit de ritmul biologic, să facem un ritm liturgic, adică în fiecare duminică să ne ducem la biserică, duminică și sărbători, dar măcar o dată pe lună să ne spovedim și să ne împărtășim. Spovedania este condiție pentru primirea împărtășaniei. Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă ajute.
să vă binecuvinteze. Amin. 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 Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pur. Părinte, mă gândesc să amân spovedania din această duminică. Nu știu. Parcă nu sunt pregătit. Dacă a pătruns astăzi vreo rază a lui Dumnezeu în cămara sufletului tău și ți-a arătat cât de mult praf plutește acolo și cât de multă murdărie zace prin unghiere, nu amâna spovedania care îți poate curăța sufletul. Nu lăsa pe mâine. Cine știe ce planuri neașteptate se vor abate asupra ta mâine? Și vei mai avea oare mâine aceeași dispoziție de pocăință? Dumnezeu ți-a făgăduit că te va ierta dacă te pocăiești astăzi. Dar nu a făgăduit nici când că vei trăi până mâine. Dimpotrivă, El spune că nu știi nici ziua, nici ceasul morții tale. De aceea cel mai bine este să nu amâni sub niciun chip spovedania. Căutând să provocăm în noi foamea și setea după Dumnezeu, adică să-L dorești pe Dumnezeu, te lupți și să te îndrepți. Preotul la spovedanie îți dă un canon, ți-l îndeplinești, dar cel mai mare canon este să nu mai faci păcatul respectiv. Pentru că degeaba faci iară păcatul și te duci iară te spovedești, iară faci păcatul, repetarea aceasta se transformă într-o obișnuință, așa cum virtutea, fapta bună, repetată mereu e virtute, păcatul săvârșit mereu se transformă în patimă. Poate salva din situația în care ne aflăm. Nu te îngrijora și nu căuta să afli minuni. Eu zic să stăm cu pace în ale noastre. Darul iertării păcatelor e mai mare decât darul minunilor, întrucât privește sufletul. Pe când minunile privesc de obicei trupul. Să nu ne fie frică de amenințările care vin de la împărăție. O iertare a sufletului e o adevărată înviere din morți. Și mai de preț aceasta decât a ține la acest trup. Iertarea păcatelor înseamnă și încetarea de a le mai face. Nu este suficient să le spovedești mereu și iar să le iei de la capăt. Și iar le spovedești și iar le iei de la capăt. Creștinismul mai este și o chestiune de refacere a voinței. Preotului trebuie bunăvoința voastră ca să o facă voință, să o facă tărie de caracter și să o facă simțire de obraz. Oamenii umblă după făcătorii de minuni, fie ei și vrăjitori. Dar eu cred că minunea cea mai mare e învierea vieții noastre pe temelia ei, Iisus Hristos. Asta e minunea cea mai mare, înnoirea vieții. Este cea care ne stă cu adevărat la îndemână și ni s-a dat nouă preoților poruncă. Înviați pe cei morți. După învierea noastră, a tuturor oamenilor tânjește Iisus. Ce însemnează aceasta? N-ar putea să ți-o spună nimeni, mai bine decât cei care au înviat din moarte sigură, ca dintr-un vis. Monahii care au viețuit în secolul al XVIII-lea la Orșova au avut curajul să înfrunte stăpânirea habsburgică, care venea să le facă mănăstirea una cu pământul. Nu avem date legate de modul în care, în ciuda tuturor vicisitudinilor, mănăstirea de la Orșova din județul Mureș a supraviețuit până în anul 1800. Știm însă cu certitudine că biruința peste viacuri a fost a celor care au luptat pentru credința străbună. Cioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește.
Emisiune realizată cu sprijinul Mitropoliei Ardealului, Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia.